Salutare prietenii mei, Squidfishman aici. Astăzi o să fac un unboxing pentru noul meu telefon. Este vorba de OnePlus 5T. În curând voi face și un video cu istoricul smartphone-urilor mele, ca să vedeți și voi cum am ajuns aici. Am comandat un telefon direct de pe site-ul lor, oneplus.net/ro. Am ales varianta cu 8GB RAM și 128GB spațiu de stocare, pe care am plătit 560 de euro. Prețul este cu transport inclus și mi-a ajuns în 6 zile acasă. Bine, eu am mai dat încă 10 euro ca să am prioritate și să vă pot arăta unboxing singur cât mai repede. Fără prioritate s-ar mai fi adăugat încă vreo 3 zile din câte țin eu minte. Am comandat și o carcasă de genul flip cover și o sticlă de protecție ceva de genul 3D glass. Nu știu sigur care-i treaba cu ea, dar sună interesant. Pentru că era reducere și inclus în prețul sticlei de protecție pentru ecran, am luat și o carcasă simplă cu textura care i-a făcut celebri, de șmirghel sau glas papir sau hârtie abrazivă, care chiar îmi place foarte mult. În total am dat 610 euro, dar dacă nu mă grăbeam cu transportul, era doar 600. Deci prețul este undeva la jumătate față de un LG V30 sau Google Pixel XL2, telefoane pe care am vrut să mi le iau în locul acestuia și pe care, sincer, vi le recomand cu toată încrederea, bineînțeles, dacă vă ține buzunarul. LG V30 este foarte bun pentru editare video, are tot ce îi trebuie unui vlogger în materie de software, direct în aplicația de la cameră și, bineînțeles, are stabilizare optică pentru video la 4K. Google Pixel 2 are cea mai tare stabilizare pentru video la 4K, adică o combinație de optic cu digital, pur și simplu o nebunie, și mai are și spațiu de stocare nelimitat pe cloud timp de vreo 2 ani pentru foto și video. Greu de trecut peste. OnePlus 5T are o stabilizare digitală foarte bună pentru 4K și sincer sper să poată filma în viitor 4K la 60 fps sau 60 frame-uri pe secundă, așa ca iPhone 10. Cine știe, poate după un update OnePlus a mai făcut asemenea îmbunătățiri și în trecut. Speranța moare ultima. Toate trei sunt perfecte pentru vlogging, dar parcă nu m-a lăsat inima să dau 4800 de lei pe un telefon. Probabil o cameră era mult mai bună, dar fiind greoaie, greu de utilizat și nici pe departe atât de mobilă, pur și simplu iese din discuție pentru mine. Să vă spun de ce am ales OnePlus 5T. Acum că Google face telefoane foarte scumpe, OnePlus pur și simplu a ocupat locul de pe piață al liniei Nexus. Un telefon cu specificații de top, design modern și sistem de operare extrem de apropiat de Android pur. Inițial am vrut să iau OnePlus 5, dar când am văzut că este aproape identic cu iPhone 7S, m-am enervat și am zis că renunț la telefoanele OnePlus. După părerea mea, cu modelele precedente au fost originali și acum au făcut pur și simplu o copie după un telefon foarte vândut. Chiar dacă 5T este aproape identic cu 5 la design, sincer m-am mai înmuiat cu display-ul gigantic și cu senzorul de amprentă de pe spate. Dacă tot vorbim de design-uri similare, ia uitați-vă și la Oppo R11S și la Vivo X20. Deci nici pe departe OnePlus 5T nu are un design original, dar arată extrem de bine. Dacă nu vă interesează hardware-ul telefonului și îl luați doar de frumusețe, în loc de varianta cu 6GB RAM și 64GB spațiu de stocare, puteți încerca telefoanele amintite. Sunt mult mai ieftine decât OnePlus, dar nici componentele nu sunt de top și nici nu au butonul pentru modul silențios. OnePlus 5 este cel mai tare telefon pe Android testat pe AnTuTu, deci fratele său mai mic, adică 5T, va fi și el în frunte, deși nu cred că așa de sus din cauza display-ului mai mare. Nu știu de ce se laudă băieții că acest telefon costă doar 500 de euro, când de fapt costă 560 de euro. Cine cumpără varianta cu 6GB RAM și cu 64GB memorie? Adică acest telefon este făcut pentru entuziaști, nu pentru cocalari. Un entuziast va cumpăra telefonul cu cele mai bune specuri, nu unul cât mai ieftin ca să se dea mare la prietenul lui care și el OnePlus 5T. Să fim serioși, aproape nimeni nu cunoaște acest brand, mai ales pițipoancele care ar putea fi impresionate. Dacă tot vorbim despre telefoane frumoase, anul acesta este pentru prima oară când îmi place un telefon de la Samsung. S8 este absolut superb. Bine, din față mă refer. Jos pălăria, bravo lor! Haideți să vedem și de ce este OnePlus atât de ieftin, chiar dacă este un produs de top. Băieții au furat modelul de marketing de la Xiaomi, sau Xiaomi, cum îi zice lumea. Adică ei vând telefoane direct la client, fără intermediari. Intermediarii ar mai pune vreo 10-20% la prețul telefonului. Mai mult, OnePlus nu face reclame și banii ăia tot în buzunarele noastre rămân. Ia gândiți-vă câte reclame la Samsung vedeți pe TV sau pe billboard-uri. Samsung este peste tot. Când cumpărați ceva de la Samsung, voi plătiți reclama, nu ei. Așa că toate reclamele lor sunt plătite de cei care cumpără.
Am auzit oameni care se plâng că prețurile de la OnePlus au crescut și își amintesc cum la început erau în jumătate cât un flagship, adică vreo 300 de euro. Dacă observați, și acum sunt în jumătate. Din păcate, nu au crescut doar prețurile la OnePlus, ci la toate celelalte flagship-uri. Îmi pare rău să vă spun că și cei de la OnePlus sunt la fel de neserioși sau avari ca și Apple și ca și Google. Băieții vând în Europa cu 560 de euro în loc de 560 de dolari. În mod normal ar fi trebuit să coste vreo 470 de euro. Diferența este de aproape 100 de euro, urât din partea lor, mai ales că costurile de transport sunt aproape nesemnificative la cantități atât de mari și chiar pentru că au depozite în Europa. Chiar și așa prețul este o nebunie, mai mult cei de la OnePlus de Black Friday au redus prețul telefonului cu doar 0,01 dolari, spunând ceva de genul că ei au preț 100% onest și că la ei e Black Friday tot anul. După cum vedeți și voi, este un telefon absolut superb, despre hardware și software vom vorbi în filmulețe separate pe care le veți vedea săptămâna aceasta, bineînțeles dacă nu uitați de subscribe. Sincer, eu nu fac în general genul acesta de materiale, mă ocup mai mult de natură și dacă veți da o șansă canalului meu, îmi voi da toată silința să nu vă dezamăgesc. Prieteni, eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept cu drag pe canalul meu.